Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Tema lecției de astăzi este dedicată unui nou episod legat de confruntarea Uniunii Sovietice cu România Socialistă, Moscova, utilizând în acest duel și Chișinăul. De această dată vom vorbi despre încercarea autorităților comuniste din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de a opri la prut undele de radio și televiziune din România. Iar la baza acestei lecții vom avea un studiu Campania frățească a Partidului Comunist Moldovenesc împotriva audiovizualului din Republica Socialistă Română în anii 70-80 ai secolului 20. Lucrare semnată de doctorul în istorie Elena Negru. Acest studiu reprezintă o primă încercare de a contura eforturile autorităților din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de a minimiza impactul televiziunii și radioului românesc asupra populației din stânga Prutului și încercarea de a izola din punct de vedere cultural românii moldoveni de pe cele două maluri ale Prutului. Subiectul încă nu a fost în centrul preocupărilor istoricilor din cele două state românești, iar lucrarea respectivă se bazează doar pe câteva documente inedite de arhivă care au fost desecretizate. Să începem. După cum bine știți deja, căci despre asta am vorbit în cadrul lecțiilor precedente, în a doua jumătate a anilor 60, dictatorul Nicolae Ceaușescu a început să se distanțeze de Moscova. Acel proces a trezit indignare la Kremlin, iar Chișinăul a fost o piesă importantă utilizată de bolșevicii de la Moscova împotriva României Socialiste. Mai exact, după declanșarea acelui proces de distanțare a Bucureștiului față de centrul imperial, Partidul Comunist de la Chișinău inițiază o campanie propagandistică împotriva României, inclusiv împotriva radioului și a televiziunii de peste Prut, care erau recepționate și în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, ceea ce era o mare bucurie pentru românii moldoveni aflați sub regimul sovietic de ocupație. Deși au pus hotarul la Prut, bolșevicii n-au scos din sufletul basarabeanului conștiința și dragostea de neamul românesc, iar radioul și televiziunea, la un moment dat, au devenit practic singurele punți de legătură spirituală cu frații de dincolo de Prut. Am fost marcat și de faptul că nu puteam asculta București. Era o problemă să ascultăm, deși părinții noștri au adunat niște bani ca să cumpere un aparat Rodina 52. Un aparat de radio. Aparat de radio care prindea și București. Ei bine, am aflat din școală că nu trebuie să ascultăm București. Era interzis. Dar aparatul l-am luat, l-am cumpărat. Și atunci ceva s-a întâmplat în conștiința mea că nu este firesc, nu este normal ca noi să nu ascultăm București. Atunci am văzut că ceva se întâmplă anormal în ceva care deja, prin care se încearcă ca să fim altă limbă, alt popor, conform ideologiei de atunci. Moscova a inventat așa zisa limbă moldovenească, așa zis popor moldovenesc, chipurile diferit de limba română și poporul român. Da. 10 iulie 1965. Prim-secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist Moldovenesc, Ivan Bodiu, împreună cu președintele adjunct al Consiliului de Miniștri de la Chișinău, Șciolocov, informează Moscova despre tendința unei părți considerabile a populației din RSSM de a privi și asculta programe radio și TV străine, mai cu seamă din România. Am încheiat citatul. La Chișinău, televiziunea a fost înființată abia în anul 1958. Și era dotată foarte prost din punct de vedere tehnic în comparație cu televiziunea din România. Din această cauză, la început televiziunea din stânga Prutului emitea de două ori pe săptămână, apoi, la sfârșitul anului 1958, programele erau difuzate deja de patru ori săptămânal. Cu toate acestea, românii moldoveni din Republica Sovietică Moldovenească priveau televiziunea română. Cei care puteau recepționa semnalul, evident. Mai ales că acolo auzeau dulcea și frumoasa limba română, schilodită, bagiocorită și interzisă în partea stânga a Prutului de regimul bolșevic, care ura tot ceea ce este românesc.
Astfel, pentru a contracara influența televiziunii române în RSSM, prim-secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist Ivan Bodiu și președintele adjunct al Consiliului de Miniștri de la Chișinău solicită Moscovei construirea unei case radio și a unui puternic ansamblu de aparataj pentru studiouri, care să nu fie inferior capacității instalațiilor dispuse de-a lungul frontierei cu țara vecină. Cei doi comuniști nu și-ascundeau intențiile, care erau în primul rând de ordin propagandistic și ideologic. Aceasta va ameliora considerabil deservirea populației, va permite utilizarea eficientă a radioului și a televiziunii pentru educația comunistă a oamenilor muncii, va spori influența asupra maselor. Este un lucru extrem de necesar. Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei își dă seama că rezolvarea problemelor susmenționate va cere alocații mari, însă interesele cauzei dictează acest lucru. Pentru că de la prima solicitare lucrurile nu s-au prea schimbat, pe 10 decembrie 1966 Ivan Bodiu trimite o nouă scrisoare la Moscova. Acesta solicita ca radioul și televiziunea de la Chișinău să fie dotate cu aparataj modern, iar pentru a echilibra influența televiziunii române, care în continuare era recepționată în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, Bodiu propunea ca aria de recepționare a televiziunii de la Moscova pe teritoriul așa zisei Republici Moldovenești să fie extinsă. Zona de frontieră a Republicii de-a lungul râului Prut, unde locuiesc peste 600.000 de oameni, se află în afara zonei de acțiune a emițătoarelor Republicii și din această cauză populația de aici beneficiază de transmisiunile din România. Din păcate, Comitetul de Stat de Planificare al URSS a susținut doar o parte a lucrărilor de extindere a Centrului de Radioteleviziune al Moldovei. Pentru acoperirea întregului teritoriu de către canalul 1 TV sunt necesare alocări suplimentare pentru construcția a două retransmițătoare de 5 kW și 5 de putere mică, la prețul de 1 milion de ruble. Campania împotriva României se întețește în primăvara anului 1968, în contextul crizei dintre URSS și Cehoslovacia, care s-a încheiat în august același an cu intrarea în Praga a trupelor de ocupație sovietice, maghiare, poloneze și est-germane. Această invazie a fost răspunsul Moscovei la reformele inițiate de comunistul moderat Alexandr Dubček, reforme care însemnau o relativă democratizare a societății, ceea ce contravenea canoanelor sovietice. România socialistă a refuzat să participe la invadarea Cehoslovaciei, iar pe 21 august 1968, Nicolae Ceaușescu a condamnat în termeni duri acea intervenție sovietică. Din păcate însă, poziția lui Ceaușescu în problema cehoslovacă s-a răsfrânt direct și asupra Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Supărată pe București, Moscova a decis să consolideze cortina de fier la Prut, astfel încât trecerea acestui râu blestemat de istorie era foarte nevoioasă, iar cărțile și revistele românești, de exemplu, au fost interzise. Dacă după moartea lui Stalin și congresul acela faimos al 20-lea din 1956, al 20-lea congres de partid, când a fost condamnat cultul personalității, stalinismul, a urmat o perioadă de deschidere, de liberalizare numită dezghețul hrușovian, apoi, iată, după 1965, au urmat o perioadă de înghețare, de stagnare, care a fost agravată în 1968, când Uniunea Sovietică și încă alte 5 țări comuniste au invadat Cehoslovacia, răsturnând regimul liberal de acolo. Acțiune la care Ceaușescu nu a aderat, spre marea stupoare și supărare a rușilor. Ciudat, dar această manifestare de mândrie, aș spune și umană, poate și politica lui Ceaușescu, a avut repercusiuni grave pentru noi. S-a închis librăria românească de la Chișinău, era o alta la Bălți. S-a sistat abonamentele, nu mai puteai să-ți faci abonamente. Cine voia să facea în alte părți, la Kiev sau la Riga sau la Moscova, oriunde, numai nu aici. Abonamente la reviste? La reviste și ziare din România. Nu mai călca niciun artist pe aici, nici de teatru, nici de cinema, nici de muzică ușoară sau populară. Doar păsările treceau Prutul nestingherit atunci. Oamenii mergeau foarte greu. Tatăl meu avea două surori, doi frați și o soră refugiați în 1944 și mergea cu invitație, dar dura, era greu. Și alții la fel. Cărțile și mai greu veneau, abonamentele, am spus că au fost interzise la ziare și reviste. La fel nestingherit
mergeau, treceau prutul și undele de radio și televiziune, spre marea noastră fericire. Astea ne-au salvat, astea ne-au menținut moralul și toată lumea asculta Radio Radio București și Radio Iași să nu se supere cei de la Chișinău, dar așa era, eu cu astea am crescut. Și unde se prindea și TVR-ul, care a fost sigur că o mană cerească, un dar nemaipomenit, emisiuni extraordinare, fiecare și-a degea pe gustul, pe placul său, că era știre enciclopedia cu promovarea cunoștințelor generale, cu multe curiozități din lumea științei. Era Cinemateca cu cele mai grozave filme din toate timpurile. Era Floare din grădină, concursuri de interpreți de folclor. Era Cerbul de Aur, am văzut toate edițiile de la prima, de la Brașov, și când am dat la facultate, era ediție 70, era ediția 3 sau 4, am lăsat cursurile și m-am dus să văd, să nu mi întrerup vechimea de admirator al acestui festival nemaipomenit. Am prins și Crainici, cei mai grozavi de la TVR, a doua generație de fapt de Crainici, Nicolae Popescu și Sada Țărano și Ioana Măgură. Erau admirabili la pronunție, la comportament. Așa, TVR transmitea și seriale. Ceea ce era pentru sovietici, oamenii sovietici de rând, ceva cu totul ireal. Și uneori apăreau situații când evocam un exemplu, un episod din vreun serial, Manic și era unul, așa, sau Planeta Giganților, erau niște filme extraordinare care captau atenția. Și să vedeți, interesant, filmele străine erau în România titrate, mai puțin și în mod logic, desenele animate erau traduse în românește. Restul erau titrate, dar lumea se încorda puțin și încorda nițel mintea. Depuneam un efort și asculta. Acum spun că e greu pentru că să citești, să se încordezi privirile, nu mai este greu, dacă vrei. Atunci și am avut situații când vorbind cu niște sovieți, ei nu știau ce-i cu serialul ăsta, ce înseamnă. Deci era o noutate și ne apropia cumva de Europa, de lumea civilizată. Încă pe atunci, de lumea bună și civilizată, de nefirire sub cultura rusească, pentru că mulți nu știu, iar unii nu vor să recunoască, dacă știu, că există o mare cultură rusă, dar este una și mai înspăimântătoare, mai mare, subcultura, incultura rusească, care asta își face de cap la noi, asta ne domină, asta ne devastează și avem o șansă, o scăpare, România. Acum haideți să vedem cum au evoluat lucrurile în continuare. Pe 29 martie 1968, prim-secretarul Partidului Comunist de la Chișinău, Ivan Bodiu, îi trimite o scrisoare secretă președintelui Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, Alexei Kosygin. Acesta își exprima îngrijorarea în legătură cu faptul că populația Moldovei este supusă unei influențe ideologic deosebit de intense provenite din exterior, iar acest lucru avea loc în primul rând prin intermediul radioului și a televiziunii. Bodiu mai remarca în același răvaș că radiodifuziunile occidentale erau atât de puternice încât puteau fi recepționate foarte ușor și în RSSM, iar emisiunile difuzate erau destinate, potrivit lui, prelucrării populației Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. În același timp, șeful Partidului Comunist Moldovean atrage atenția conducerii de la Moscova și la influența pe care o considera nefastă a radioului și a televiziunii române asupra societății dintre Prut-Sinistru. Și nu doar. Situația se complică și prin faptul că de-a lungul frontierei noastre, românii au instalat un șir de retransmițătoare puternice, ceea ce face ca emisiunile lor, care conțin multe opinii de natură naționalistă, numeroase informații din China, din alte state imperialiste, să fie accesibile în întregime în Moldova, sud-vestul Ucrainei și Bucovina. Locuitorii raioanelor de frontieră, neavând posibilitatea să recepționeze Chișinăul, privesc și ascultă aceste emisiuni. Pornind de la aceste argumente, Ivan Bodiu solicită repetat guvernului de la Moscova să consolideze și să modernizeze radioul și televiziunea de la Chișinău, să aloce bani suplimentari pentru construcția unor transmițătoare puternice, mai ales la nordul și sudul Republicii, Edineț și Cahul, pentru a contrabalansa influența mediatică a României în RSSM. Pe 6 mai 1968, cu doar două zile înainte de reuniunea de la Moscova,
la care a fost decisă invadarea militară a Cehoslovaciei, ședință la care au participat conducătorii statelor membre ale Pactului de la Varșovia, în afară de România, Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice adoptă o hotărâre prin care stabilește un set de acțiuni care trebuiau implementate pentru a îmbunătăți munca ideologică în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Pentru a executa această hotărâre, pe 3 iunie 1968, biroul Comitetului Central al Partidului Comunist Moldovenesc adoptă o altă hotărâre prin care stabilește exact ce trebuia de făcut. Printre sarcinile fixate erau sporirea eficienței emisiunilor radio pentru România, lărgirea tematicii și ameliorarea calității emisiunilor radioului unional și ale celui chișinăuian. Tradus într-un limbaj mai simplu, asta însemna că posturile de radio de la Moscova și Chișinău, care erau recepționate și peste Prut, erau obligate să informeze radioascultătorii din România despre marea prietenie dintre popoarele moldovenesc, rus și ucrainean și alte popoare ale Uniunii Sovietice, despre cele mai importante evenimente istorico-revoluționare care s-au produs în Republică, realizările în dezvoltarea economiei și culturii RSS moldovenești, creșterea bunăstării poporului în anii puterii sovietice, consolidarea mișcării comuniste mondiale, îmbinarea obiectivelor naționale și internaționale în construcția socialistă, politica în Orientul apropiat în legătură cu agresiunea israeliană, pericolul spiritului revanșard și militarismului vest-german și multe altele. Deci, în afară de propaganda ceaușistă internă, românii de dincolo de Prut erau intoxicați și cu propaganda sovietică de la est de Prut. Totodată, Comitetul pentru Televiziune și Radiodifuziune al Uniunii Sovietice era obligat să sporească volumul radiodifuziunii locale în RSS moldovenească și să extindă emisiunile pe teme politice în limba moldovenească, să asigure recepționarea sigură a radioemisiunilor pe teritoriul Moldovei, având în vedere că aceste emisiuni erau recepționate și pe teritoriul României. Deci, această contrapropagandă, pentru a fi mai eficientă, trebuia neapărat să se facă în așa zisa limbă moldovenească, astfel încât falsurile și miturile sovietice să fie înțelese de cetățenii români. Mă numesc Cristian Deceanu, am aproape 50 de ani și încă mi-amintesc foarte bine despre România socialistă a anilor 80. Întreaga copilărie mi-am petrecut-o în Galați, iar anii 80 au fost o perioadă extrem de dificilă pentru toți românii. Regimul dictatorial comunist făcea economie la aproape orice, fie că e vorba de curent electric, de apă caldă, de căldură, de mâncare, de combustibil, inclusiv făcea economie în ceea ce privește programele de televiziune. La televiziunea română puteam urmări doar 2 ore de program în fiecare zi, în care, în general, erau laudative la adresa cuplului dictatorial și a camarilei din fruntea României din acea perioadă. Așa că mai toți românii care locuiau în zonele de graniță se uitau și la televiziunile din țările vecine. Cei din vest, de exemplu, se uitau foarte mult la televiziunile maghiare, cei din sud-vest la televiziunile din Serbia, cei din sud, inclusiv cei din București, se uitau la televiziunile bulgare, iar noi, cei care eram pe granița de est a țării, ne uitam la televiziunile din est, din fosta Republică Sovietică Moldovenească sau din Rusia. Practic, multe familii aveau pe acoperișul blocului 2 antene, una prin care urmăreau programele televiziunii române și cea prin care îi urmăreau pe ruși, așa cum spuneam atunci. Bineînțeles că nu ne interesau programele informative, nu ne interesau programele de propagandă care abundau atunci. În schimb, așa am descoperit cinematografia rusă, așa l-am descoperit pe Tarkovski. Copil fiind, așa am descoperit desenele animate venind din Rusia, mai toți copiii strigau unii la alții în curtea școlii, nu zaeți, nu pagadi. Așa am descoperit muzica, dar așa am descoperit faptul că în actuala Republică Moldova se folosește aproape aceeași limbă pe care o foloseam și noi în toată România, adică limba română, cu mici, mici diferențe. Pe 17 mai 1968, Consiliul de Miniștri al Uniunii Sovietice ordonă Comitetului de Stat al Planificării din URSS să prevadă pentru RSS moldovenească în anii 1969-1970 investiții capitale suplimentare în sumă de 17 milioane de ruble pentru construirea unei linii de radioreleu Bălți-Edineț și a unui retransmițător la Edineț. La începutul anilor 70, relațiile sovieto-române erau deja încordate.
Cauza acestei tensiuni era poziția rebelă, distinctă a lui Nicolae Ceaușescu în cadrul tratatului de la Varșovia și politica acestuia de apropiere față de lumea occidentală. Iar un exemplu este vizita președintelui american Richard Nixon la București. O vizită care a avut loc în perioada 2-4 august 1969, eveniment care a fost ca un tresnet pentru bolșevicii de la Kremlin. În anul următor, pe 18-19 mai 1970, dictatorul Nicolae Ceaușescu întreprinde o vizită la Moscova, unde se întâlnește cu secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Leonid Brejnev. În timpul acelei întâlniri, liderul sovietic, fără ocolișuri, acuză România de cochetare cu imperialiștii. În mod evident, Brejnev va avea în vedere vizita președintelui american la București, doar că Nicolae Ceaușescu îi ripostează imediat liderului sovietic și pune în discuție legitimitatea Moscovei asupra controlului politicii externe a României. Dar asta nu e tot. Ceaușescu a avut curajul să înfrunte și alte afirmații lansate de Brejnev, cum ar fi, de exemplu, tendința istoriografiei române de a rescrie istoria și de subaprecierea rolului Rusiei în Balcani. În afară de asta, liderul comunist de la București a abordat deschis și problema recrutării de către Moscova a rețelelor de agenți pe teritoriul României. Toate astea l-au convins la un moment dat pe Leonid Brejnev că Nicolae Ceaușescu a depășit deja limita și a devenit incontrolabil. Prin urmare, după această întâlnire, acțiunile Moscovei împotriva României devin tot mai vehemente și ostile, iar în tot acest proces, autoritățile comuniste de la Chișinău își aveau și ele un anumit rol de jucat. 20 octombrie 1970. La Chișinău sunt convocați într-o ședință prim-secretarii comitetelor orășenești și raionale de partid, șefii secțiilor Comitetului Central, miniștrii și conducătorii diferitor departamente. La acea reuniune, șeful Partidului Comunist Moldovenesc, Ivan Bodiul, prezintă un raport despre necesitatea intensificării activității ideologice printre oamenii muncii din RSSM și a învinuit România că seamănă discordie în comunitatea țărilor socialiste, că se îndepărtează tot mai mult și mai mult de acțiunile coordonate în politica internațională și uită principiile de clasă în relațiile de reciprocitate cu țările capitaliste. Bodiu i-a criticat și pe americani și așa zisa propagandă burgheză, care, în opinia lui, susțineau orientarea oportunistă, fățiș naționalistă a politicii române, slăbiciunile conducătorilor ei în scopurile sale infame antisovietice, anticomuniste și contrarevoluționare, că elogiau îndrăzneala și fermitatea conducerii din Republica Socialistă Română, că promovau o politică independentă față de Moscova. În opinia lui Ivan Bodiu, țările occidentale se făceau vinovate și de susținerea tendințelor șovine ale românilor referitoare la RSS Moldovenească și Bucovina. Am încheiat citatul. Mai mult, Occidentul era acuzat că susține, citez, stările de spirit existente în România și exagera chestiunea basarabeană cu scopul de a îndepărta definitiv Basarabia de Uniunea Sovietică. Am încheiat citatul. Invocând ideea că Statele Unite acordă, citez iarăși, diverse pomeni unor țări socialiste, urmărind slăbirea interconexiunilor economice între țările socialiste, am încheiat citatul, Ivan Bodiu făcea, bineînțeles, aluzii la relațiile diplomatice pe care România le avea cu Statele Unite. În același timp, atenție, liderul comunist de la Chișinău îi îndemna pe cei prezenți la adunare să nu fie indiferenți față de comportamentul unor cetățeni care, în goană după muzică ușoară sau după senzații, își reglează aparatele de radio pentru a recepționa posturi de radio occidentale, își orientează antenele ca să capteze televiziunea bucureșteană și nu manifestă interes pentru a asculta postul nostru de radio. Deci radioul și televiziunea de la Chișinău încă nu erau atractive pentru românii moldoveni, iar cele din România erau ca o mană cerească pentru ei. Mai ales că emisiunile erau interesante și aproape de sufletul românului din Basarabia. Prin urmare, Bodiul a cerut membrilor de partid să intervină neîntârziat în preferințele și gusturile oamenilor pentru a-i determina să se ocupe, citez, de lucruri mai folositoare. Comuniștii, comsomoliștii și alți activiști să condamne interesul pentru informația română, să ironizeze servilismul rușinos în fața românilor. Iar pentru ca aceste acțiuni să fie mai consistente, sovietelor sătești și Ministerului de Servirii Sociale li s-a cerut să preîntâmpine instalarea antenelor de televiziune pentru recepționarea emisiunilor românești.
În același timp, Comitetul Central de la Chișinău dorea să extindă influența radioului local și asupra românilor din Republica Socialistă România, cetățeni care, în opinia Moscovei, nu erau informați corect despre politica Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a statului sovietic în general. Pe 30 decembrie 1971, Comitetul de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune din RSSM trimite conducerii comuniste moldovene o notă informativă secretă în care argumenta necesitatea alocării unui spațiu de timp mai mare pentru emisiunile radio în așa zisa limbă moldovenească, care urmau să fie destinate ascultătorilor din afara granițelor Republicii Sovietice Moldovenești. Argumentul de bază era că posturile de radio străine desfășoară o propagandă dușmănoasă împotriva Republicii Socialiste Române și a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, ceea ce duce la dezorientarea unei părți a radioascultătorilor. Apropo, începând cu luna iulie 1970, emisiunile radioului de la Chișinău erau transmise prin stația de radio Storm. În traducere ar însemna furtuna. Această stație avea o capacitate suficient de mare care permitea undelor radio să cuprindă un teritoriu vast și în afara Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Prin urmare, în 1971, Comitetul de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune de la Chișinău stabilește un orar exact al emisiunilor în așa zisa limbă moldovenească, astfel încât să poată fi ascultată și de publicul din România. Totuși, în pofida eforturilor și acțiunilor întreprinse de Partidul Comunist, influența radioului și a televiziunii române în spațiul dintre Prut și Nistru nu a fost eliminată. Mai mult, România, spre deosebire de RSSM, avea capacități mult mai bune de retransmisie a semnalului radio și TV. În 1975, pe întreg teritoriul Republicii Sovietice Moldovenești, au fost instalate 4 retransmițătoare cu o putere totală de 36 de kW, în timp ce România, de-a lungul frontierei cu RSSM, dispunea de 5 releie cu o putere totală de 90 de kW. Deci, o capacitate de 2,5 ori mai mare, care asigura recepționarea integrală a radioului și parțială a televiziunii române pe întreg teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești de la Est de Prut. Pe 27 iunie 1975, prim-secretarul Partidului Comunist de la Chișinău, Ivan Bodiu, trimite Comitetului Central de la Moscova un memoriu pe care îl intitulează în felul următor. Despre faptele de falsificare în Republica Socialistă România, a evenimentelor istorice și măsurile privind preîntâmpinarea consecințelor lor negative în Moldova. În acel text, Bodiu continua să se plângă că televiziunea și radioul de la Chișinău sunt într-o stare proastă și nu pot face față influenței media românești. Pe teritoriul puternic accidentat al Republicii sunt instalate doar 4 retransmițătoare cu gama de 1 metru, cu o putere totală de 36 de kW. Din cauza puterii mici a emițătoarelor, radiodifuziunea moscovită acoperă până la 90%, iar cea moldovenească doar 40% din populația Republicii. În același timp, România a instalat, de-a lungul frontierei noastre, 5 retransmițătoare cu gama de 1 metru și cu o putere totală de 90 de kW. Ca rezultat, toată populația Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești poate recepționa liber emisiunile radioului român, iar o mare parte a teritoriului Republicii și cele ale televiziunii. În acest context, Ivan Bodiu solicita reconstruirea complexului de aparate și studiouri ale radiotelecentrului de la Chișinău și intensificarea la maximum a mijloacelor de emisiune radio și TV care să asigure recepționarea lor pe întreg teritoriul Republicii și pe o parte semnificativă a României. Cu 5 ani în urmă, mai exact pe 5 noiembrie 1970, Comitetul Central de la Moscova adoptase hotărârea cu privire la măsurile de intensificare în continuare a muncii ideologice în rândul populației RSS moldovenești și a regiunii Cernăuțe a RSS ucrainene. Acea decizie obliga Ministerul Telecomunicațiilor de la Moscova să asigure pe teritoriul Basarabiei recepționarea calitativă a televiziunii locale și celei unionale, și să mărească puterea releilor în raioanele de frontieră cu România. Doar că de la zis și până la făcut e o cale lungă. Iar asta o confirmă corespondența din 2 iulie 1975 dintre ministrul telecomunicațiilor de la Moscova și șeful comuniștilor de la Chișinău, Ivan Bodiu. Ultimul sublinia că în ultimii 5 ani nu s-a făcut aproape nimic pentru îndeplinirea acestei hotărâri. Moldova este unica republică din țară unde până în prezent funcționează un centru radio-TV mixt, dotat cu aparataj de proastă calitate, de modelul anului 1958.
Dacă primul post care transmite emisiunile moscovite se recepționează în întregime, atunci al doilea, care transmite emisiunile moldovenești, se recepționează de un număr nesemnificativ de locuitori. Ca urmare a cuprinderii incomplete a teritoriului Republicii cu emisiuni radio și TV, populația de la frontieră utilizează televiziunea românească. Din acest motiv, Bodiu solicita soluționarea cât mai rapidă a acestei probleme. Astfel, în anul următor, pe 7 aprilie 1976, Consiliul de Ministri al URSS emite o dispoziție potrivit căreia, până în anul 1980, radioul și televiziunea de la Chișinău trebuiau să fie modernizate. Dezvoltarea celor două instrumente propagandistice importante era dictată de necesitatea intensificării muncii ideologice în rândul populației în scopul contracarării influenței românești care leza interesele Uniunii Sovietice. Așadar, planul de modernizare pentru următorii 4 ani arăta cam așa. Câte o stație TV urma să fie construite la Iedineț, Bălți, Rezina și Cahul, iar la Ungheni și Cimișlia trebuia să fie instalat câte un emițător capabil să asigure retransmiterea a 2 programe pe unde ultrascurte. De asemenea, Casa Republicană a Radiodifuziunii și Complexul de Studiouri al televiziunii de la Chișinău urmau să fie reconstruite și ele. Realizarea acestui plan de modernizare trebuia să asigure recepționarea televiziunii centrale de la Moscova pe întreg teritoriul RSSM-ului, iar aria de acoperire a programului 2, adică televiziunea locală, trebuia să crească de la 65% la 90% pe întreg teritoriul Republicii. Pe 2 martie 1978, Ministrul Telecomunicațiilor de la Chișinău informa Comitetul Central al Partidului că emisiunile canalelor de televiziune se difuzează prin intermediul a 6 stații de televiziune de mare putere și a 34 de stații de mică putere, ceea ce permite ca 98% din totalul populației să recepționeze un singur canal, 65%, 2 canale. Iar locuitorii din Chișinău și cei din localitățile aflate la o distanță de până la 20 de kilometri de capitală, 3 canale. Totuși, în pofida acestor rezultate, televiziunea de la Chișinău nu era recepționată peste tot în Republica Sovietică Moldovenească. Ministrul Telecomunicațiilor spunea că, din cauza reliefului, mai multe localități din 25 de raioane ale RSSM-ului întâmpinau dificultăți la recepționarea televiziunii sovietice. Cele mai dezavantajate din acest punct de vedere erau localitățile din raioanele de sud ale Republicii, situate în apropierea frontierei cu România și anume Ceadăr Lunga, Vulcănești, Cahul, Leova, urmate de câteva raioane din centru, Hâncești, Nisporeni, Ungheni și Telenești. În anul 1978, procesul de reducere a influenței radioului și a televiziunii române în RSSM ia amploare. E anul când Moscova intensifică eforturile de combatere a politicii Bucureștiului pe care o considera antirusă și antisovietică, mai ales după ce regimul Ceaușescu se apropia tot mai mult de China, ceea ce deranja foarte mult Kremlinul, iar în cadrul tratatului de la Varșovia, vocea României era deseori diferită de cea a majorității statelor membre. Pe 14 martie 1978, în raportul cu privire la intensificarea propagandei române orientate către RSS moldovenească, prezentat la ședința biroului Comitetului Central al Partidului Comunist Moldovenesc, șeful bolșevicilor de la Chișinău, Ivan Bodiu, își informa colegii despre creșterea considerabilă a numărului de ore de emisie a posturilor românești de radio și televiziune destinate Republicii noastre. Prin urmare, se impuneau soluții rapide și eficiente, așa că biroul Comitetului Central îl obligă pe vicepreședintele Consiliului de Ministri al RSSM, Grigore Iremei, să pregătească și să înainteze propuneri privind transpunerea în fapt a hotărârii Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice privind consolidarea bazei tehnico-materiale a Comitetului de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune al Consiliului de Ministri al RSS Moldovenești. Pe 7 aprilie același an, IRM informează Comitetul Central al Partidului că în multe sate de la granița cu România, televiziunea de la Moscova și cea republicană în continuare nu puteau fi vizionate. În cel mai bun caz, aceste televiziuni pot fi recepționate cu condiția instalării unor antene înalte, iar pentru programul 2 este necesar un adaptor care costă 45 de ruble. Cât despre emisiunile televiziunii române, ele sunt recepționate în toate satele din zona de graniță doar cu antena de cameră, iar imaginea este clară și stabilă. Știți că eu trăiam aici peste drum și noi prindeam TVR-ul și să vă spun ceva. Atunci, țin minte, la televizor am văzut filmele Ivan Go, Omul cu praștia, Tarzan,
Joe Menix și altele. Emisiunile le mai țineți minte? Ce mergea? Stați, dă cu memorie. Nu, că erau destul de emisiuni, erau interesante. Și țin minte. Care era diferența? Ce mergea la postul public, de exemplu la Moldova 1, da? Și ce mergea la TV? Vai, Doamne, la noi la Moldova 1 mergeau mai mult politică, și una ruscă. Da, mai mergeau și niște emisiuni, dar eram, știți, majoritatea era în limba rusă. De exemplu, ca să prindeți TV, trebuia să vă instalați ceva? Nu! Dar noi suntem aici aproape. Este antena aici pe munte și nu instalăm nimic. Suplimentar, farfurii de astea, nu. Simplu era. Vă spun că am văzut Ivengo, Tarzan, Germanix, cu mâinile curate, Pistruiatul. Aici, la noi, pe zona asta, eu fost tot timpul. Dar și presa din România, eu lucram la cale ferată, mecanic și mai veneau, când mă colaboram cu băieții, cu mașiniștii din partea aceea și mai iubim și preză. Da, tata, el a terminat 7 clasă la români pe timpul liceenia, era unul din cel mai văzut om în Piraion, așa ea, cum era atunci. Da, TVR 1, TVR 2, ne uitam sâmbătă duminica la desene animate, teleenciclopedie. Mari dureri de cap le mai dădeau comuniștilor moldoveni radioul și televiziunea românească, iar din această cauză, probabil, nopțile ștabii bolșevici aveau și coșmaruri. Ei bine, pentru a contracara influența mediatică românească la Iez de Prut, pentru a spori eficiența și calitatea radiodifuziunii din RSSM, care trebuia să prelucreze ideologic societatea, partidul propune ca volumul de emisie la radio și TV să fie majorat. Să fie aduse filme noi, evident, profund ideologizate, și să fie cât mai multe spectacole, programe artistice video și să fie difuzate emisiuni de la televiziunea și radioul de la Moscova. Deci programul radio și cel TV din RSSM trebuia să devină cât mai divers și mai interesant pentru a atrage oamenii, pentru a-i ține mai departe de televiziunea de peste Prut. În perspectivă, se preconiza construcția unei stații noi în zona orășelului Strășeni, pe un pilon înalt de 360 de metri, ceea ce depășea cu 240 de metri înălțimea turnului de televiziune din Chișinău. Acest lucru era important deoarece turnurile de televiziune din România erau amplasate pe cote mult mai înalte decât cele din RSSM. Răceala care a intervenit în relațiile sovieto-române la sfârșitul anilor 70 și campania Moscovei împotriva cursului politic deosebit al Bucureștiului, care nu rezona cu cel al Kremlinului, au determinat comuniștii de la Chișinău să mărească turațiile dezvoltării televiziunii și radioului, să le doteze cu tehnică și utilaj mai puternice, capabile să diminueze efectul transmițătoarelor din România, amplasate la frontiera cu Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, mai ales cele de la Iași și Galați. În 1977, la Chișinău încep o serie de lucrări de reconstrucție a studiourilor și de modernizare a echipamentelor TV, necesare inclusiv producției cinematografice color. Se dă start și procesului de construcție a Casei Republicane de Radiodifuziune. Toate aceste lucrări au fost dirijate și monitorizate de către Comisia Republicană pentru examinarea problemelor privind consolidarea bazei tehnico-materiale a stațiilor de radio și televiziune. Pe 25 decembrie 1978, acea comisie informa Comitetul Central că, după o serie de îmbunătățiri, televiziunea de la Moscova era recepționată în toată Republica Sovietică Moldovenească, în timp ce al doilea canal, cel republican, era văzut deja în proporție de 80% din teritoriul RSSM-ului. În același timp,
Potrivit aceleiași comisii, mai mult de jumătate din numărul telespectatorilor utilizau antene ale căror construcție și orientări nu corespundeau cerințelor de receptare calitativă a programelor moldovenești și unionale de televiziune. Calitatea proastă a semnalului se datora și faptului că stațiile amplasate pe teritoriul Republicii funcționau în baza unor diapazoane de unde decimetrice și metrice, în timp ce televizoarele puteau recepționa doar undele metrice. Pentru a soluționa și această problemă, Comisia a propus ca Ministerul Comerțului din RSSM să asigure aprovizionarea Republicii cu aparate de televiziune cu convertoare încorporate pentru toate diapazoanele și să mărească numărul dispozitivelor și antenelor cu diapazon decimetric propuse spre vânzare. Comisia a venit însă și cu o propunere mai puțin ordinară, dar care era exact în stilul regimului sovietic. În afară de soluții tehnice, Ministerul Gospodăriei Comunale de la Chișinău trebuia să interzică oamenilor să instaleze antene individuale pe blocurile de locuit. Totuși, în pofida unor progrese din puncte de vedere tehnic, la sfârșitul anului 1979, problema privind recepționarea calitativă a televiziunii republicane pe întreg teritoriul RSSM-ului nu era încă soluționată. Chiar dacă formal canalul 1 republican de televiziune putea fi recepționat de către 95-96%, iar canalul 2 de către 70% din populație, în realitate, din cauza calității proaste de recepționare a semnalului, programele acestor posturi puteau fi vizionate doar de către 75% și respectiv 45% din populație. Acestea erau recepționate prost sau chiar deloc, în special în unele raioane de frontieră din zona râului Prut. Ca să înțelegeți cât de mult îi deranja pe comuniștii de la Chișinău radioul și televiziunea românească, în continuare vă voi prezenta doar câteva hotărâri adoptate de către Comitetul Central al Partidului Comunist de la Chișinău în doar 3 ani, mai exact în perioada 1975-1978. Deci vorbim despre o serie de decizii care, direct sau indirect, aveau tangență cu acea campanie a partidului de contracarare a influenței pe care bolșevicii o numeau propagandă naționalistă română și care leza interesele Uniunii Sovietice. Cu privire la măsurile de intensificare a influenței televiziunii și radioului asupra formării concepției comuniste a oamenilor muncii din Republică, cu privire la măsurile suplimentare în domeniul activității ideologice în legătură cu intensificarea propagandei naționaliste românești care lezează interesele URSS-ului, cu privire la măsurile de intensificare a educației patriotice și internaționaliste a oamenilor muncii din Republică în lumina hotărârilor Congresului 25 al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, cu privire la cazurile de compromitere a cadrelor în Comitetul de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune al Consiliului de Ministri al RSS Moldovenești, hotărârea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice cu privire la educația internaționalistă a oamenilor muncii prin intermediul televiziunii și radiodifuziunii. Cu toate acestea, secretarul responsabil de ideologie în cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist, Pavel Petric, menționa că astăzi aproape 40% din teritoriul Republicii este supus influenței televiziunii române. Multe dintre emisiunile căreia au o tentă naționalistă foarte pronunțată și sunt prevăzute nu numai pentru masele de ascultători din România, ci și pentru telespectatorii din Moldova Sovietică. Ea propagă pe larg și metodic cursul deosebit al conducerii românești. Un mare loc este rezervat chestiunilor istorice care deseori sunt tratate în mod denaturat. În emisiunile televiziunii române se subliniază ideea existenței unei oarecare națiuni românești unitare, care include și populația moldovenească a Republicii noastre. Ideea lor principală este lupta românilor pentru unirea pământurilor lor și pentru independență. Asemănarea limbilor, prezența unor elemente comune în cultura popoarelor moldovenesc și român fac ca aceste emisiuni să sensibilizeze o anumită parte a populației Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Pentru a reduce cât de mult posibil această influență media de peste Prut, considerată periculoasă și nocivă din punct de vedere ideologic și politic, începând cu anul 1978, la televiziunea de la Chișinău apare un ciclu de emisiuni în limba română sau moldovenească, cum se spune atunci, cu genericul Moldova Sovietică. Durata și frecvența acestor emisiuni era de o oră pe săptămână la radio și de două ori pe lună la televiziune. În afară de asta, erau realizate și emisiuni despre istoria așa zisului popor moldovenesc, etapele statalității lui, despre imaginarea înflorirea economiei și a culturii Republicii în anii puterii sovietice. Dar vreau să revin un pic la sintagma de popor moldovenesc și să ofer câteva explicații succinte.
Noțiunea de popor moldovenesc este o invenție sovietică prin intermediul căreia comuniștii voiau să inoculeze mintea românilor moldoveni din actuala Republica Moldova că sunt diferiți de românii de dincolo de Prut. În realitate însă există un singur popor și o singură națiune, poporul român și națiunea română, din care facem parte și noi, moldovenii dintre Prut și Nistru, dar și cei de dincolo de Nistru. Bun, ne-am lămurit cu asta. Acum să revenim la tema noastră, căci ne apropiem cu pași rapizi de finalul acestei lecții. Televiziunea din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească continua să înfrunte încă suficiente probleme, în special din punct de vedere tehnic, fapt care nu îi permitea să concureze cu televiziunea de la București. Iar în pofida mai multor eforturi, calitatea semnalului în continuare era o problemă. În acest context, la începutul anilor 80, secretarul Comitetului Central al Partidului responsabil de ideologie, Pavel Petric, spunea că rezolvarea problemelor ce țin de consolidarea în continuare a bazei tehnico-materiale a televiziunii RSS moldovenești va permite ridicarea nivelului de contracarare a propagandei străine și va intensifica rolul televiziunii în educația comunistă a oamenilor muncii. Despre sarcinile privind educația ideologico-politică și internaționalistă a oamenilor muncii și acțiunile de manifestare a naționalismului în RSSM s-a discutat ulterior într-o ședință a biroului Comitetului Central din 3 august 1982. În timpul acelor dezbateri, în mod firesc, s-a discutat și despre influența negativă a radioului și televiziunii române asupra locuitorilor din RSSM. Grigore Iremei, care deja nu mai era vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ci era doar membru al prezidiului Comitetului Central al Partidului, semnala că deși în 10 ani am discutat de două ori despre activitatea Comitetului de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune și s-a spus ce trebuie de făcut, totuși, locuitorii raioanelor de la frontiera cu România continuă să manifeste interes față de postul românesc de televiziune. Constatarea lui Ireme era cât se poate de clară. Acesta considera că toate hotărârile adoptate în ultimii ani pentru a reduce influența televiziunii românești în RSSM au fost ineficiente. Iar unii factori de decizie au tăiat mai mult frunze la câini decât s-au ocupat nemijlocit de această problemă. Deci, prea puțin s-a făcut în ultimii 10 ani, afirma Iremei și îndemna partidul la luptă hotărâtă cu antenele îndreptate spre România. Am încheiat citatul. Războiul Partidului Comunist de la Chișinău cu antenele orientate spre România a continuat până la sfârșitul anilor 80, dar, așa cum vă spuneam deja, în pofida deciziilor adoptate și a numeroaselor interdicții impuse de autorități, românii moldoveni din Basarabia continuau să privească televiziunea română și să asculte radioul românesc, evident, iarăși, cei care puteau recepționa semnalul. Emisiunile televiziunii române continuau să fie iubite și așteptate de oameni, acestea fiind ca o rază de soare ce străbate ceața într-o dimineață târzie de toamnă. Televiziunea română era recepționată cu o simplă antenă de cameră, iar din această cauză, orice efort al Partidului Comunist de la Chișinău de a neutraliza semnalul suferea eșec. Cel mai probabil însă, dacă dorea cu adevărat, Moscova putea tranșa această problemă, dar nu a făcut-o. De ce? Probabil din cauza că nu voia să scoată în evidență ruptura care s-a produs între cele două partide comuniste frățești, Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, ceea ce ar fi însemnat cu siguranță și o lovitură serioasă de imagine pentru Moscova în general. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați! Cunoașterea istoriei este importantă pentru a înțelege realitățile pe care le trăim și pentru a clădi un viitor mai bun, ținând cont de lecțiile trecutului. Toate bune!